La mulți ani, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. La mulți ani și bună seara. După cum vedeți, am început etalele pentru 2021, dar nu le-am terminat. Sper că v-ați ascultat previziunile, pe scurt, foarte scurt, previziunile pentru anul care vine. Acum, haideți să vedem pentru ianuarie o parte din informațiile pe care ar trebui să le știți. Mesaje de la îngeri și energia generală. Mesaje de la îngeri. Îngerii vă transmit să alegeți dragostea, dragii mei, cei cu fecioară, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Alegeți dragostea. Probabil că n-ați ales bine până acum. Alegeți dragostea și aveți aici un I love you. 20 și 21. Ar trebui să spuneți cuiva că iubiți, poate că primiți o declarație de dragoste și, cum am spus de nu știu câte ori, în primul rând, e drăguț. Oricineva vă face o declarație și alegeți, pentru că e 20 și 21, alegeți dragostea după această declarație, ori frumos ar fi să vă spuneți vouă că vă iubiți, să nu mai fiți atât de critici cu voi și să nu vă mai căutați atât de defecte, să vă iubiți așa cum sunteți și să alegeți să vă iubiți și pe voi și să manifestați dragostea în relațiile pe care le aveți. Asta înseamnă să nu vă mai. Să nu mai aveți anumite temeri, să aveți mai multă încredere în voi și cei din preajmă. Să nu uitați că întotdeauna avem, în orice clip, avem o alegere de făcut. Încercați să o faceți din dragoste, nu din rațiune, nu din frică, nu din rușine, nu din vină, da? Asta este lecția principală și asta o veți învăța în momentul în care vă iubiți cu adevărat. Vă iubiți cu adevărat. La capătul setului de cărți vi se spune de către îngeri, ia uite, aveți numărul 11, frumos, număr maestru. Eventual că sunteți niște maestri în ceva. În general, fecioarele sau cei cu planete în fecioară ajung să fie profesioniști într-un domeniu. Priviți la puterea voastră interioară. Sunteți mai puternici decât realizați. Dacă v-ați putea vedea acum în adevăratul vostru potențial, n-ați mai fi în această sferă, n-ați mai fi închiși într-un mediu, ați fi undeva deasupra, deasupra ceea ce sunteți acum, unii dintre voi. Și ați putea să declanșați miracole și binecuvântări. Dar probabil că unii dintre voi aveți nevoie să cereți ajutorul cuiva care să vă ajute, să vă dați această șansă la dragoste, să alegeți dragostea. Și ajutorul ăsta poate să fie o consiliere. Pentru că în momentul în care vă iubiți și vă declarați sincer că vă iubiți, se declanșează schimbarea de energie și încep și miracole și binecuvântările pentru că Universul nu vă dă anumite lucruri pentru că voi nu apreciați. Pentru că nu vă iubiți. Ce înseamnă? Vi s-au dat niște haruri, niște daruri și dacă nu le dezvoltați, înseamnă că nu apreciați ce ați primit de la Divinitate. Și atunci vi se ia, pentru că în Biblie scrie, celui care are, i se va mai da. Celui care n-are, i se va lua. Și ați zice, unde e dreptatea? Este. Pentru că cel care n-are, se plânge că n-are, în loc să vadă și ia cel puțin pe care îl are. Înțelegeți? Dați-vă șansa la dragoste. Ați avut răbdare, aveți răbdare să creșteți, ați avut răbdare, dați-vă șansa să iubiți. Și alegeți. Alegeți orice alegeți și niște pantofi dacă îi alegeți. Nu-i mai alegeți din nevoia de, eu știu ce, de a fi eleganți sau de a fi funcționali sau de a vă fi, nu știu cum, din dragoste, să vă placă. Și atunci îi analizați pe toate părțile sau pur și simplu vă place. Am dat un exemplu simpluț. În partea cealaltă, în setul celălalt de cărți, energia generală spune că e cazul să vă echilibrați mintea și spiritul. Aveți semnul alchimic al aerului. Este o carte destul de rece. Fiți un pic în echilibru. Învățați să fiți în echilibru. Pentru că anumite gânduri vă afectează corpul. Și cum am zis mai devreme, neîncrederea în voi, de aia vi se aduce aminte că sunteți puternici. Unii chiar aveți nevoie să vi se aducă aminte acest lucru. Unii aveți nevoie să vi se spună că sunteți iubiți și nu doar să spuneți cuiva că iubiți. Poate a spus acum 10 ani, acum 5 ani. Zice, a, am spus odată ce mai trebuie să mă mai spun încă o dată. Spuneți, exprimați că sunteți mercurieni. Unii dintre voi, nu toți, evident.
Pentru că depinde de planete, unii sunteți mai expresivi, alții mai puțin. Dar acum vorbesc pentru cineva care trebuie să audă aceste lucruri. Echilibrați-vă mintea și corpul. Repet, gândiți altfel ca și corpul vostru să simtă, să simtă această dragoste, să simtă încredere. Vreți să manifestați ceva nou, e copilul. Asta intuiția, în momentul în care vă echilibrați, intuiția vă va șopti că e cazul să începeți ceva nou. Eventual să fiți copii într-o nouă direcție. Dar să nu aveți nicio problemă, pentru că dacă alegeți din dragoste acea nouă direcție, chiar dacă sunteți copii, veți crește. Da? Ca în acele povești pentru copii, veți crește cât alții în 7 ani, veți crește într-un an, într-un timp scurt, cât alții în mai mult timp. În continuare aveți 10 de spade, trebuie să încheiați un ciclu dureros, într-o relație cu cineva. Aici mi apare, e ciudat. Aici este o dragoste. E o dragoste mare. Dragoste, 10 de apă și 6 de apă. Nu știu exact dacă o fi semn de apă pentru unii. Sau cineva cu marcaj. Cu marcaj în semn de apă. Însă văd o dragoste mare. Și interesant că se confirmă cărțile, dar sunt, vedeți și voi, dragoste, 10 de apă, 6 de apă. Și urmează 10 de aer. Urmează o energie mentală, rece. Apoi intuiția vă spune că e bine să începeți ceva nou. Ce-o fi acest 10 de aer? Aș putea să zic că e un ciclu de trădări, de dureri, de suferință. Într-o relație cu cineva apropiat, cu cineva pe care 6 de apă, e o relație, interesant că a venit și aici 6 de apă, da? Un suflet pereche care vă simte și lângă care simțiți dragoste, 10 de apă și dragostea. E o dragoste eventual subtilă, secretă, secretă, că l-am dat, am văzut și Marea Preoteasă, că e casa 12-a peștilor. E ceva legat de pești, dar nu neapărat de zodie, poate de planete sau, repet, planete în casa 12-a. Dar apar aceste dureri, poate nu puteți să vă bucurați această dragoste, apare acest semn de aer. Ori intervine semnul de aer, ori în această dragoste, ori ceva s-a întâmplat, pentru că variază de la om la om, de la fecioară la fecioară, intuiția vă spune că e cazul să manifestați ceva nou. Și ca să puteți manifesta, trebuie să vă echilibrați. Trebuie să vă echilibrați mintea și corpul. A vrut să se arate, acum în timp ce am amestecat, 6 de aer. Vom vedea cum se leagă celelalte mesaje, aceste mesaje și celelalte pe care le-am spus mai devreme. În timp ce am amestecat, am mai văzut Marea Preoteasă. Ce am mai văzut? Am mai văzut Marea Preoteasă, niște secrete. Sau eventual intuiția voastră vă șoptește, repet, dacă încheiați acea problemă. E o durere aici, ori un semn de aer, ori o problemă pe care trebuie să o echilibrați și să o vindecați ca să puteți manifesta ceva nou. Da. Văzuse Marea Preoteasă, e o relație de suflet. E o relație de suflet cu cineva profundă. Interesant, la capătul setului de cărți aveți 5 de spade, 7 de spade, conflicte, discuții, argumente cu cineva, o fugă de undeva, 7 de spade, autosabotaj și apare leul și, sau soarele și male preot. Cred că, ia uite, și asul de cupă. Of, mai. Unii dintre voi încercați să ascundeți ceva sau să fugiți de ceva. E o fugă. Ori voi, ori altcineva, evident că poate să fie variabil. Depinde de la fecioară la fecioară. Dar e o fugă. Da? Vedeți? E o fugă care creează discuții și conflicte verbale. Acum, soarele și marele preot.
reprezintă o casă, eventual. Ori sunteți căsătoriți și aveți pe cineva, soare, leu. Apare, trebuie să zic, apare, n-am cum să nu zic, da? Și există și o nouă dragoste și o stare de iubire. Iubirea aceea care nu poate fi manifestată, care creează probleme. E o iubire care creează probleme. Ce sunt? Și încercați ori să ascundeți, ori să fugiți unii dintre voi. Evident că poate să fie și invers. Dar eu aici o iubire care nu se poate manifesta. Pentru că apare iar casa, iar tradițiile, iar secretele și iar niște blocaje. Mai, 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 mai. Și iar semn de foc. Ia uite, dar ce semn de foc? Nu e doar valet. Poate aveți și copii. E o persoană foarte autoritară. Intensă. C-o fi acasă, c-o fi la locul de muncă, pentru că 10 de monede poate să însemne și casă și tradiție, dar poate să însemne și locul de muncă. Marele preot poate să reprezinte preotul care creează contractul, care încheie contractul dintre doi oameni, da? Dar poate să reprezinte și pur și simplu contractul de la locul de muncă, o corporație. Da. Aveți aici pentru unii, aveți o dragoste. Da. Ia uite. Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară, ianuarie 2021. Oricum, repet, ce alegeți, alegeți din dragoste. Și ca să vedeți exact dacă iubiți, trebuie să vă iubiți și pe voi și să vă analizați. Nu uitați că, deși uneori alegerile sunt grele, sunteți puternici. Și chiar dacă vă este greu să alegeți ceva care creează disconfort, tocmai de-aia vi se atrage atenția. Sunteți puternici să treceți prin acea alegere, prin acea decizie. Și nu uitați că, dacă alegeți din dragoste, vor veni miracole și binecuvântările. Cereți ajutorul să vă ajute cineva, să vă ghideze, să vă, nu știu, psiholog, consilier în ceva. Fecioare, ianuarie 2021. Sunt feciori și fecioare. Asta e, rămâne de văzut. Pentru cine vorbesc acum? Ianuarie 2021. Soare, Lună, Venus, Ascendent. Nodul Nord, central. Ia uite, am mai văzut în timp ce am amestecat. Cavalerul de spade. O veste. O veste sau un semn de aer pentru niște. Și asta apăruse, da, apăruse, da, mai devreme apăruse împărăteasa și 8 de cupe și marea preoteasă, între împărăteasă și marea preoteasă, între o chestie secretă și mama sau soția sau șefa sau ceva, pentru că împărăteasa poate fi și șefă și mamă și soție. O persoană venusiană. Puternică, frumoasă, sau cel puțin așa o vedeți. Și 8 de cupe, încercați. Opt de cupe înseamnă detașare emoțională. Ați vrea să vă transformați emoțional în preajma acestei persoane. Ideea e că a revenit. A revenit. În acel context era împărăteasa, 8 de cupe și marea preoteasă. Iar este o transformare emoțională în secret. Ia uite, regina de cupe. La rădăcina acestei cruci este regina de cupe, o persoană sensibilă, emoțională. Cine este? Iar variază. Ar putea să fie împărăteasa și regina de cupe. Ar putea. Depinde cum se manifestă această împărăteasă, cu autoritate sau cu blândețe. Depinde. Rac, pești sau scorpion. Planete acolo, nu obligatoriu zodii. Poate să aibă lună sau Venus acolo. Poate chiar și voi aveți Venus acolo. Sau Luna, sau eu știu ce. Ia uite, eremitul. Bine, la modul foarte simplu să fi voi. Dar evident că vorbind despre voi, nu, vorbind despre voi, nu aveți cum să apăreți așa pur și simplu. Este o stare de însingurare. Este o stare de căutare în întuneric. Căutați în întuneric ceva. Studiați. Poate unii ați făcut niște cursuri de specializare. Ar fi minunat. Mai vedem. E o călătorie, e un întuneric prin care ați trecut. Și în ultima vreme, de fapt, în ultima vreme,
În ultima vreme ați început să căutați, poate chiar vă apropiați de lumină, Doamne ajută. Că aici e o provocare. Pentru că ați întâlnit o persoană dragă și sensibilă. Ați trecut prin întuneric și acum vă apropiați de ceva. Haideți să vedem ce. Oh, iar conflicte, măi. Iar aveți discuții cu cineva. Aveți discuții clar cu cineva. Că o fi acasă, că o fi la locul de muncă. Ia uite, 3 de cupe. Să zicem bucurie cu prietenii, ar fi frumos. Că au fost sărbătorile Sfântul Ion, dacă vă cheamă așa sau aveți pe cineva așa cu numele Ion, Ionela, Ioana, la mulți ani. În prezent, da? Poate să fie întâlnirea cu sufletul pereche, cele două suflete și a treia este relația în sine. Iar semn de apă mi-apare. Iar mi-apare semn de apă și când zic semn de apă, nu mă refer muzei la zodie, repet, poate să fie cineva cu aspecte intense acolo. Poate e o poziție fecioară pești, da? Că se întâmplă că tot am văzut pești. Provocarea este regele de monede. Nu mă să ai semn de pământ, că puteți să fiți voi sau alt semn de pământ. Ideea este să fiți în autoritate, să fiți stabili, să fiți echilibrați. Aici este sfatul. Soț, șef, o persoană generoasă, o persoană care vă dă sfaturi. A, interesant, interesant. Pentru unii poate să fie o figură masculină. Cereți ajutorul și aici este tot o figură masculină, chiar dacă e Neptun. O figură masculină care vă poate ghida, vă poate sfătui de bine. Vă poate stabiliza, chiar financiar. Vă poate instrui dacă ați început niște cursuri sau dacă vreți să începeți ceva. Pentru că văd totuși dorința de manifestare, da? Copilul. Copilul divin trebuie să se manifeste creativ. Deci sfatul este să cereți cuiva ajutorul pentru că aveți nevoie, unii dintre voi, dacă sunteți într-adevăr niște fecioare puternice, profesioniste, care ați ajuns în culmea gloriei, păstrați-vă autoritatea, fiți în autoritatea voastră, păstrați-vă poziția, fiți generoși, aici e generozitate, chiar dacă s-ar putea să fiți perturbați de anumite vești. Sunt mai multe mesaje, iau de cavalerul de bâte din exterior. Semn de foc, o persoană aventuroasă vă influențează. Pentru mine, întotdeauna cavalerul de bâte reprezintă o aventură. N-are cum să reprezinte altceva. Aș putea să zic, da, cineva care vine să vă salveze, da? Dar văd o aventură. Asta pentru că aveți și 3 de cupe. Și provocarea este să rămâneți pe poziția voastră dacă sunteți căsătoriți. Ia, se vede? Așa. Și provocarea este... Eu știu, poate se află ceva, poate niște discuții în legătură cu acest cavaler și 3 de cupe. Provocarea este soția, mama copiilor, soțul și soția. Dar sunt niște discuții. C-o fi semn de aer, c-o fi cineva care vine și bârfește. În general, cavalerul de spade nu bârfește. El spune adevărul și o spune într-un mod foarte direct și deranjant. Sau uneori aduce vești neplăcute și uite așa se creează conflictele, certurile și jocurile mentale. De ce vă este teamă? De semnul de foc sau de alt semn sau altcineva? 8 de bâte. 8 de bâte de o călătorie. De o călătorie, să vă fie teamă, de cineva care e la distanță, de o comunicare la distanță cu cineva. 8. Că tot am văzut semn de foc, poate este cineva. 8 de bâte. Să știți că împărătea asta poate să fie și zodia leului, dacă e, adică. Nu trebuie mult să ai balanță sau taur. O să clarific. Aha, ce vă dori judecata? Judecata. Judecata înseamnă renaștere. Să ieșiți, în ce sens renaștere? Să ieșiți din situația asta complicată, că pe de o parte aveți în singurare, pe de altă parte aveți aici un suflet pereche, o bucurie. Suflet pereche poate să fie și un amic, o amică cu care vă bucurați, da? Cineva care vă înțelege. Sunt două energii opuse, da? Pești, fecioară. E o opoziție.
Și la mijloc apare acest cineva cu planete în semn de aer, clar, că e personaj, da? Nu sunt doar spade. Care nu e tocmai confortabil, e o discuție și să știți că discuția poate să fie cu oricine. E o discuție. E o discuție care vă stă pe inimă. Să spuneți eventual adevărul cuiva. Am zis, cavalerul de spade spune adevărul. Așa, mai direct. Și aici e provocarea. Cui spuneți adevărul? Soției? Șefei? V-am zis că poate să fie și soție și șef. Și aici la fel. Poate să fie și soț și șef. Cineva în autoritate. Dar sfatul este... să rămâneți stabili, să vă păstrați finanțele, să lucrați cu profesionalism, eventual, dacă ați făcut niște cursuri, pentru că eremitul înseamnă, mă duce cu gândul și la așa ceva, dacă ați făcut sau vreți să faceți niște cursuri, să încercați să vă ridicați în post. Chiar dacă nu sunteți regi din punct de vedere financiar, sfatul este să încercați să deveniți regi. Adică, să exprimați experiență și autoritate acolo unde sunteți. Înțelegeți, da? Dorința voastră este această judecată, să vă ascultați intuiția, cum am zis mai devreme, că am văzut Marea Preoteasă, să transformați ceva, să renașteți. Am zis, e o situație complicată. Ce vă doriți? Adică nu ce vă doriți, ce reușiți să... ce se mai întâmplă până la sfârșitul lunii? 7 de băte, iar băte, iar un semn de foc. Vă luptați cu cineva, cineva se luptă cu voi. Posibil cu planete în semn de foc, că este poziția fricilor. A, interesant, 7 și 8. Vă este teamă că această luptă vă determină să plecați undeva pe unii dintre voi? Ia uite și în secret. O luptă în secret. Pentru ce? Pentru familie? Este o situație între familie și... între familie sau în paralel cu familia există un secret și cineva se luptă. Voi vă luptați între aceste două. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. Blocaje. Iar apare semn de foc. Dar trecând peste asta, că poate nu-i semn. Semnele apar când deja sunt valezi, cavaleri, nu. Planete, vreau să zic. Planete, când zic semn, de fapt mă refer la planete. E un blocaj acasă. Acasă se blochează ceva. Poate imaginea voastră ideală despre casă se blochează din niște motive, apar și niște secrete și apare și o luptă pentru... ne. Voi știți, iau un dezechilibru aici. Vedeți? Nu e balanță, e de... dezechilibru. Hai să și clarificăm. Oh, la capătul setului de cărți. 7 de apă. Ho-ho, confuzii acasă. Acasă. Confuzii cu... da, eu zic că e acasă. Poate că țineți foarte mult la niște principii și nu vă puteți bucura de niște lucruri, unii dintre voi. Ne, uite, magicianul. Magicianul poate să fie și semnul fecioare pentru că e guvernat de Mercur. Aveți stres. Aveți stres mare. Țineți la ceva, la o comunicare. Nu vreți să spuneți, interesant, nu vreți să spuneți că sunteți stresați? Un dar și un semn de aer. Și iar semn de aer. Da, darul, bine, puteți să fiți voi semnul de pământ cu semn de aer, iar semn de aer, iar conflicte. Un semn de aer care va crea conflicte și variază. Unii s-au săturat de acest semn de aer, alții încă nu s-au săturat, dar clar v-a creat probleme și conflicte, lupte cu cei de acasă, cu prietenii, cu colegii și nopți pierdute și dureri de cap. Da, și aici țineți la această comunicare, țineți, nu, parcă n-ați spune.
Eventual din motive că sunteți într-un cuplu și încercați să păstrați armonia în cuplu, unii dintre voi? Acasă probabil că este o confuzie. Că sunteți voi confuzi, că ați creat confuzia acasă, iar poate să varieze. Hai să clarificăm. Ce să clarificăm? Cavalerul de spade. Clarificăm cavalerul de spade. Acolo, central, pe inimă vă stă. Și nu uitați că vi se zice să vă echilibrați mintea și corpul. Dacă vin niște vești, dacă sunteți bruiați, ori de un semn de foc, ori de un semn de aer, echilibrați-vă. Și repet, când zic semn, mă refer la planetă, nu neapărat la zodii. Clarificăm cavalerul de spade pentru fecioare în ianuarie. Aproximativ ianuarie, acum poate să varieze. Cavalerul de spade. Știm că pentru unii poate să fie vărsător, pentru dorii, pentru alții, și nu doar pentru dorii. Pentru unii, ia, altă zodie. Cavalerul de spade. Măi, de ce nu vorbești? Tocmai tu. Clarifică o dată, de două ori. Ah, ia uite că e cam lungă chestia. E cam mare. Nu, sunt multe. Sunt multe cărți. E o luptă oricum a ego-urilor, că am văzut puterea. E o încrâncenare acolo. Între un ideal și... Ia. Aer și pământ. Astfel de monede, în general, e o veste bună. E o veste bună. Poate să fie un dar de bani, dar ar fi putut să apară altfel. O discuție despre un proiect, despre acest început, iar un început practic, frumos, glorios, strălucitor, să puneți în practică ceva, o discuție aici. Nu reușiți să discutați cu cineva. Poate vreți să discutați despre că e un schimb, după cum vedeți, cineva oferă și altcineva comentează. Poate așteptați, eu știu, un plus de bani, pentru că cereți ajutorul, da? Revine, cereți ajutorul. Poate vreți să manifestați, evident că variază de la om la om, vreți să manifestați ceva nou și încă sunteți influențați de acest cavaler de spade, iar poate să varieze pentru că provocarea este împărăteasa. Și dacă vreți să începeți un proiect, ceva, niște cuvinte de ale unei persoane, vibrația unei persoane, poate să fie vibrație, da? Să vă marcheze încă, să vă stea pe suflet și să fie provocarea destul de greu de manifest, de trecut. Dacă începeți acest proiect, relație, în fine, ce ar putea să fie, aveți șanse să aveți abundență, să aveți bucurie. Aici este, să zic, o variantă. O altă variantă rămâne cea pe care am spus-o mai devreme. Cu soția, mama sau șefa. Discuția despre un dar. Discuția despre un dar. Și iar s-au oprit cărțile aici. Niște blocaje acasă. Și la muncă. Și atunci patru de bâte poate să însemne și o colaborare cu cineva. Haideți să vedem eremitul. Ce ar putea să fie eremitul? Eremitul. Căutarea unui adevăr, a unei soluții într-o problemă. Că asta face fecioara. Analizează. Dar vă trebuie totuși un ghidaj. Luați-l pe regele de monede ca și ghid. Sfătuitor. Poate să fie un tată, poate să fie... Haide, dăm. Fecioară, te rog, fecioară, eremitul, te rog frumos, clarificăm eremitul. Clarificăm eremitul. Hai.
Eremitul. Da. Asta. Eremitul. Regina de monede și regele de monede și 10 de băte, că sunteți voi cu un semn de foc, poate să varieze, dar nu e obligatoriu. Este o relație, repet, relație poate să fie și la job care vă consumă, vă consumă. Ce diferență este între regină și acest slujbaș? Chiar dacă este soț, poate să fie un soț cu multe responsabilități care nu mai poate să strălucească. De-aia este în acest întuneric și trebuie să-și regăsească lumina. Sunt multe de comentat referitor la aceste cărți, dar sper să reușiți să înțelegeți. Unii dintre voi trebuie să renunțați la acele responsabilități ca să vă regăsiți valoarea sau stima față de voi, pentru că regina de monede înseamnă stimă față de voi. Unii dintre voi ați luptat pe brânci pentru un echilibru financiar sau ca să oferiți echilibru soției și ați intrat în acest întuneric, în această răceală. E o răceală, pentru unii e o răceală. V-ați răcit într-o privință. De-aia vi se aduce aminte să alegeți din dragoste, nu din nevoia de a asigura stabilitate și la la la. Sunteți puternici, ok, mai puternici decât credeți. Dar nu uitați de dragoste. Totuși cineva, regina de cupe și 3 de cupe, e în preajmă să vă aduc aminte. Sunt niște aici, niște emoții, niște frici. În semn de aia. 3 de cupe, clarificăm 3 de cupe, te rog. Regele de cupe, regele și regina de cupe. Multe emoții pentru cineva, cineva care vă face, într-adevăr, sufletul să vibreze. E frumos că tot am vorbit, alegeți din dragoste. Pentru unii să fie cineva cu marcaj puternic în semn de apă, în prezent, care vă poate alina, vă poate consilia sau chiar să aveți parte de o dragoste adevărată. Regele și regina, da? Ce înseamnă judecată? Ia uite, și aici dezamăgiri. Dezamăgiri, conflicte, iar semn de foc, la locul de muncă, probleme, stres. Clarifică în judecata, te rog frumos. Clarifică în judecata. Da. Unde era? S-a răsucit cartea sau? Clarifică în judecata. Nu, tot încearcă să iasă, dar nu iese. Clarifică în judecata. Ce vă doriți voi? Renașterea asta. Ieșirea din fric, din problemele acelea. Da, să lăsați apele tulburi și să mergeți înspre lumină, înspre bucurie, înspre dragoste. Normal, oarecum se clarifică sau confirmă cărțile pe care le-am spus mai devreme. Aveți o prietenie, o relație cu cineva, iar apare semn de foc. Care totuși vă aduce bucurie, vă aduce niște satisfacții, chiar dacă ați muncit. Că sunteți voi muncind, apă, emoții satisfăcătoare și sunteți puternici, cum zice aici, sunteți puternici, puternici, strength, strength, da? Sunteți puternici. Ați rezistat. Și aveți o relație de suflet cu cineva. Și apare iar figura asta masculină, semn de foc, mai ciudat. Clarificăm 6 de spade. Pe cine trebuie să lase în urmă? Sunt multe.
Pe cine trebuie să lase în urmă? Niște situații confuze, ambigue, secrete, niște lacrimi. Asta trebuie lăsate în urmă. Lacrimi, secrete, sacrificii, ținute secret, lacrimi ținute în secret. Ok. Și unde trebuie să meargă? 6 de spade. E o călătorie clară. Acum apare călătorie și în poziția dorințelor, călătorie și în poziția fricilor. Vă e teamă să faceți călătoria asta, deși vă doriți. Deci conștienți că e necesară. A, ce frumos, ce frumos. Vă doriți să mergeți către temperanță, către echilibru, către creștere spirituală. Frumos. Către un soi de abundență. Aici e provocarea să ieșiți dintr-un mental eventual sau dintr-o vibrație foarte rațională. Cavalerul de spade. Temperanță. E frumos. Semnul săgetătorului pentru unii, dacă asta vă spune ceva, vă ajută. Dar nu obligatoriu. Creștere spirituală. Vindecare. Și vindecare este reprezentat și de regele de cupe și de regina de cupe. Într-un fel și împărăteasa Alina, varianta ei superioare, generoasă și blândă. Nu e vanitoasă, dacă manifestă varianta superioară, nu inferioară. Deci asta vă doriți. Vreți să comunicați o speranță, niște emoții, niște bucurii. Țineți foarte mult la așa ceva. Aici e comunicare și noul ăsta, asul ăsta de monede, care variază de la om la om. Ce e 5 de spade? Prezent, unii dintre voi sunteți încercați să vă controlați emoțiile, deși aveți foarte multe. În prezența cuiva aveți o bucurie care vă... vă face foarte fericiți, dar trebuie să vă echilibrați emoțional. 5 de spade. 6. 6 de cupe. Ori cineva invidios pe această relație profundă, ori... da. E o relație din tinerețe. Sau din... pur și simplu. Extrem de profundă. Dintr-o altă viață. Simțiți că vă cunoașteți. Și apare acest 5 de spade. O relație în sine creează conflicte în jur. Întâlnirea dintre voi doi creează invidii. Întâlnirea dintre voi doi, dintre voi și încă cineva, posibil cu planete în semne de apă, că văd totuși multe, multe cupe, creează invidii și discuții. Da. Deocamdată cam atât. Deocamdată cam atât. Sper că ați reușit să vă înțelegeți mesajele, să le selectați, pentru că nu toate sunt pentru voi. Dacă simțiți că nu vă reprezintă, ok, nu vă reprezintă, poate să fie altcineva cu alte planete în fecioară. Da? Nu este obligatoriu să se... să vă reprezinte pe toți. Evident, nici nu se poate. E absurd. Și sper ca această etalare să vă ajute, să luați deciziile cele mai bune, să cereți ajutorul, să vă iubiți, să alegeți din dragoste și așa mai departe și să manifestați abundență, că asta de fapt înseamnă împărăteasa. Abundență. Și abundență înseamnă nu doar bani. Înseamnă o vibrație înaltă.
Și aici e provocarea, să ieșiți din mental și să manifestați ceva nou. Că noul apare și aici. Dar fiți în echilibru. Ia uite, body, da? Body and mind. Aici e body și inimă. Corp și inimă, corp și minte. Fiți în echilibru, dragii mei. Fiți în echilibru. Ca să puteți manifesta lucruri frumoase anul acesta. Eu zic că în principiu e ok. În principiu e ok. Doar că aveți vreo două, trei vibrații diferite care vă influențează. De-aia vi se zice să vă găsiți echilibru, minte și corp. Și să nu uitați să alegeți, pentru că aveți multe alegeri de făcut cu atâtea influențe, da? Să alegeți din dragoste. Vă pup, sper că v-a plăcut și ați înțeles. Dragoste, pace, creștere spirituală și la mulți ani. Și mai citiți și sub video din când în când. Numai bine, ceau, ceau!